Începând din data de 1 august, au fost înaintate în gradul următor la termen 89 de cadre militare. Doi ofițeri de la gradul de sublocotenent la gradul de locotenent, doi subofițeri de la gradul de plutonier ajutant la gradul de plutonier ajutant șef și 85 de subofițeri de la gradul de plutonier la gradul de plutonier major. 1 august este data la care în fiecare an se fac avansările în grad la termen, însă sunt și excepții. Atunci când au loc acte de eroism sau când se sărbătoresc Ziua Națională a României și Ziua Pompierilor, avansările în gradul următor la termen aduc ofițerilor un plus la salariu între 10 și 15 lei, iar subofițerilor între 50 și 100 de lei.